Generalii habsburgici ai armatei imperiale din Transilvania, precum contele de Steinville și contele de Virmond, s-au implicat în organizarea sistemului poștal din această provincie, implicit și cel din zona Sibiului. Una dintre măsuri a fost reabilitarea drumului antic roman ce trecea pe la Turnul Roșu, Via Carolina. În 1745 s-a inaugurat linia poștală Viena-Timișoara-Sibiu, menționată în almanachul lui Martin Hochmeister din 1790. În această perioadă exista deja în Sibiu un oficiu poștal care își desfășura activitatea în centrul orașului, în clădirea ce găzduia sediul Universității Săsești, adică în Casa Hecht. În 1 februarie 1874 se deschide oficiul poștal din Sibiu, care își inaugurează sediul de-abia în 1 octombrie 1904. Noua clădire s-a construit pe două parcele medievale, una dintre acestea aparținând oratorului Bayer, la intersecția străzilor Mitropoliei și Poștei. Ea este construită în formă de L, fiind formată dintr-un subsol, parter și un etaj. Parterul este marcat de existența a patru arcade. Două dintre acestea astăzi sunt oarbe, dar se presupune că la început ele erau deschise și spre strada Mitropoliei, cât și spre strada Poștei, în amintirea culorilor de trecere medievale atât de prezente în cetatea Sibiului. Celelalte două organizează și astăzi accesul pietonal în clădire. Intrarea se realizează printr-o ușă de lemn din trei canaturi și o supralumină. Decorul neogotic este realizat dintr-un basorelief în registru superior și de o decorație tip mască la cel inferior. Cele două frontoane sunt flancate de două elemente de decorație neogotică susținute de console.